Prieteni, iată-ne și în apropierea Crăciunului 2014. Mai exact, suntem pe 22 decembrie, ziua solstițiului de iarnă. În această zi am venit și l-am sacrificat pe Bigi. Aici, uite, stai aici, prietenul nostru, porcușorul, ia uite. Aici, așa, e pregătit, elaborit. Iar întotdeauna, până se începe, veniți să vedeți în partea asta altă, se mănâncă șoriciu. Șoriciu din partea posterioară. Aici nu mai trebuie să aibă șorici. Ăsta se consumă instantaneu. Asta e prima regulă. Acum nenea Vergea va intra la tranșatul acestui animal, prieten bun al omului, mai ales prieten pentru stomac și pentru papilele gustative. Ne-am adunat azi cu toții. Hai să luăm așa, uite, Marian, Vergea, tataia Emir, Laura, Doru, Ștefan, eu, Liviu filmează, Florin fumează și tot așa, marocanul, suntem toată echipa și urmează să dăm drumul la pomana porcului. Băieți, o să înceapă treaba aici, eu merg până în stupină să vă arăt ceva, băieți. O lună decembrie foarte călduroasă. Două săptămâni, aproape două săptămâni au zburat albine în continuu. Am reușit, am împachetat stupii, chiar vom merge să vedem cum i-am împachetat. Hai, sunt rabele care au fost pline cu miere. Așa, acum sunt goale, inclusiv ceara au rost, s-au curățat tot, absolut tot. Nu mai e nimic în ele. Mergem să vedem. Deci un împachetat standard. Pe podișor avem o pernă, da? Iar aici hârtie de împachetat plus acest material textil din lână. Se vede, nu există absolut nicio urmă de condens, da? Familia iernează perfect. Uitați, nici n-a ajuns, este în jumătatea inferioară a stupului. Pentru mine, în această zonă, iarna abia astăzi începe. Întotdeauna la solstițiu de iarnă începe iernatul propriu zis, care durează undeva până la 15 martie. Deci, acesta, vedeți, nu există condens. Mergem să vedem și în șopron, repede. Am început să punem policarbonatul. Hai să mergem înăuntru, George. Așa. E puțin mai înghesuit aici, că avem și caturile. Hai să vedem ce temperatură avem. Deci în zona șopronului, azi 22 decembrie, avem 8 grade plus și 6,3 în zona neexpusă la lumină. Avem aceste perne care îmbracă câte 4 stupi, la fel încă o pernă și aici la fel n-am mai avut de acele de lână plus hârtie și iernează absolut fără probleme. Haideți să vedem, coborâm, mergem în partea din jos, toate, să ne uităm la doi stupi. Deci nu e deci până acum v-am spus, abia astăzi se termină toamna. De acum, albinele propriu zis, intră la iernat. Unde avem stupii? Filmează jos momea la o travă pentru șoareci. Deci nu există să ții stup fără o travă. Și stupi în pat cald mai câtva. Ia chiar nu m-am uitat absolut deloc la ei. Deci a luat până așa. Ia să vedem puțin. Da. N-au nicio treabă. Sunt exact în jumătatea inferioară. Au rezerve super. Se vede. Se văd albini. Eu cel puțin le văd. Dacă, cred că dacă... acolo. Da. Super suficientă hrană. Deci nu au, deci până la martie, deci acesta e un sistem de cutie care mie nu-mi place, din cauza acestui podișor, care nu poți să faci mare brânză. Hai să mergem jos, am tăiat lemne, deci trebuie să avem lemne întotdeauna pregătite, și acolo, George, și din cu peste tot, lemne masiv.
Așa, camionul și cu remorca sunt băgate la adăpost. Restul mașinilor e curte. Haide să mergem. Și mereu am vrut să precizez, rampa de livrare miere. Vedeți acolo căruciorul, butoaie cu miere. Când vreau să vând un butoaie cu miere, trag camionul la rampă în drum și am luat mierea. E foarte, foarte simplu și eficient. Avem aici pe Elena, nepoțica cea mare, și pe Ștefi. Zi, Ștefi, salut! Și pe Lavinia, cumnata mea. Stăm cu toți aici la tăiat porcul. Hai cu acele gânturi, pentru că după aceea la treabă lăsăm. Aici lăsăm porcul cu specialiștii. Bă, dar mi-a făcut crucea, nu-i bine? Îi face crucea acum. Trebuie să-i facă crucea. A, aici filmează grătarul. Deci, instantaneu acum. Cea mai bună carne. Se ia acum după porc și se bagă pe grătar. Cea mai bună friptură. Și ia uite-l și pe maestru John. O, s-a părperit. Ia uite, John, ca să rămâi aici în amintire. Ia uite-l. Cel mai frumos om din Mărgăritești. Irichel de Mărgăritești. Porcul a fost lucrat aici în vale și acum l-am dus pe... Mergem? Dacă a fost vedeți că s-a putut în răsut. Să vedem la stupii care i-am filmat noi în general. La fel perne. Am pus o hârtie. Îl deschidem frumos. Da. Uitați, cuib. Uite, la asta chiar vedem, uite, din față până în spate vedem albine. Așa filmează porumb. Aici avem rame pline cu miere. Da? Hai, lasă-mă, așa puțină șuncare. Păi n-am făcut nicio afacere. Am crescut un porc așa în șuncă și... Vom lua la primăvară rama de aici plină cu miere și o vom duce în față. Aici se va goli de miere. Și nu rămâne decât să facem rocada. Să aducem mierea în față. Așa, haideți să vedem și mai avem de filmat doi stup și... Și gata, poliuretanul și plasticul. Hai să vedem. La plastic. Am umplut cu perne, dar unde n-am avut niciun fel de perne, uitați-vă ce condens a făcut. Pentru că aici a fost direct plasticul afară. Trebuie să vin acum cu o pernă să înveles și aici. Deci, asta e problema, uitați-vă. Vezi plata de condens? Deci asta e o problemă. O să... A făcut condens. Deci plasticul a făcut. Cuibul s-a retras jos. Știți că aici are și catul de desubt. E full de miere. Pur și simplu, dacă vino... Așa este. Așa este cuibul. Aici. Așa. Aici. Tot mai jos. El urmează ca spre primăvară să vină de la această linie în sus. Rezolvăm și problema cu umiditatea. Deci, la ăsta a făcut umiditate din cauza unei insuficiente izolări termice. A stat cu partea asta afară și mi-a produs apă. O să, până o să intervin, scoatem șubărul. Ne uităm dacă există vreun păduchi. Nu, nu avem păduchi, momentan. Da, lasă, ia să băgăm A5. Gata. O să verific peste 48 de ore dacă mai recondez. Mergem și la poliuretan. Ăsta are scos soante, facă l-are jos. Așa. Acesta are catul sus, vedem. Nu are absolut, ăsta n-are niciun fel de condens. E mai gros poliuretan. Albina când a fost caldă tot, a fost până aici sus. Acum dacă uitați, este în corpul de jos. Da, da, e sub, aici sus a venit numai când s-a umflat, când a expandat, când a avut căldura. Vom vedea, deci e o premieră și pentru mine. Deci ăla iernează cu catul în zona inferioară, ăsta cu catul în zona superioară. Dar bineînțeles, caturile pline cu miere. Așa, mergem sus pentru... Porcul a fost crescut în stupină, acolo e cotețul, să vadă băieții. Pe lângă porc avem și oi.
și urmează să construim, să dăm drumul să creștem și păsări. Să avem albine, porci, oi, păsări, tot ce trebuie în toată zi. Bă, dar ce sunt căsări, nu mai am nici pui. Orc la 170 de kg, dar dacă are 2 cm de șuncă. Foarte puțin. Mă așteptam? Da, uite mușchi. Uitați-vă masă de carne enormă ce a rămas în urmă. Masă, măi, carne e masă, masă. Deci noi porcul tranșăm țărănești, așa se cheamă, prin metode tradiționale. Așa, uitați-vă aici ceafă și mușchi mare. Acest mușchi o să-i facem o poză lui Laura, cred că e lung cât Laura. Da, o să-ți fac poză cu el, de mărturie. E ca tine mușchiul de lung, de nou. Dragi prieteni, cam asta a fost pe anul 2014. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sănătate! Vă urez sănătate, fericire, noroc și baftă!